Oaspeții au început mai bine întâlnirea, iar în minutul 5 tabela indica 1-4. Sucevenii au reușit să restabilească egalitatea abia în minutul 26 la scorul de 16-16. Cu un minut înainte de pauză, LPS Roman conducea cu 18-19. Enescu a restabilit egalitatea, iar Moțpan a dus gazdele în avantaj la vestiare scor 20-19. În startul reprizei secunde, romașcanii au preluat din nou controlul jocului și, profitând de ratările gazdelor, au luat un avans de 3 goluri la intrarea în ultimele 10 minute de joc, scor 28-31. LPS Suceava a avut însă o revenire spectaculoasă, reușind să înscrie numai puțin de 7 goluri consecutive. Oaspeții au mai marcat în 2 rânduri, iar ultimul cuvânt l-au avut tot jucătorii lui Iulian Dugan. Cei mai buni marcatori ai echipei gazdă în meciul de miercuri, Dascălu și Moțpan, au înscris câte un gol în ultimele secvențe ale întâlnirii și au închis tabela la scorul de 37-33. Un meci care l-am făcut singur greu, dar pe final copiii au revenit. Au jucat mai în viteză, au înscris goluri, ratările. Ratările fac parte din joc, dar exact ca și celelalte 3 jocuri până acum, foarte, foarte multe ratări. Sper că până la turneul semifinal, care va avea loc la finalul lunii, martie, sperăm să îndreptăm.